Salutare și bine ați venit la un nou clip cu FIFA 20. Astăzi vă prezint cel mai tare card al vreunui român din FIFA 20 Ultimate Team. Și cine putea să fie decât legenda noastră, Gheorghe Hagi. Deja avea 3 carduri în Ultimate Team. Unul de 85, unul de 89 și unul de 91. Iar de curând a primit un card intitulat Prime Icon Moments, care sărbătorește un anume moment din cariera sa. 92 overall rating și are un boost la scheme, la skill moves, de la 4 stele la 5 stele. Pentru cei care sunteți noi în FIFA 20, trebuie să știți că acest boost de o stea este incredibil, deoarece ai acces la cea mai specială gamă de scheme din joc. 4 stele la Wakefoot și ne mutăm și la Attribute Details. I-am pus un Chemistry Style Card, Hunter. Ce face acest card de Hunter, de vânător? Îi dă un boost de plus 10 la Pace și plus, ar trebui să fie plus 5, plus 10 la Shooting. Avem 98 acceleration, 95 sprint speed. Ne mutăm la shooting. Finishing o să ajungă la 93, shot power 99. Shooturi de la distanță, long shots, 93 deja. E absolut senzațional. La dribbling de asemenea foarte bun, ball control 95, dribbling 93, composure 92, stamina bunicică 81. Acolo cred că ar fi meritat un picuț mai mult. E rege și la lovituri libere. Are free kick accuracy 95, printre cele mai bune carduri din joc la lovituri libere. O să jucăm într-un 4-3-3, ca extremă stângă, sau după minutul 1 putem să schimbăm și să-l jucăm mijlocaș central ofensiv. După părerea mea, ținând cont de atributele sale și de cât de bun este la șuturile de la distanță, cel mai bine ar fi să-l jucăm acolo și, bineînțeles, să dăm drumul la joacă. O să jucăm un meci cu legenda, cu cel mai bun jucător român din FIFA 20 Ultimate Team. Hagi, prima acțiune. A, deja blocat de 2-3 jucători. Oare asist din partea lui Hagi? Marez în care un blocaj? Înapoi la Marez și marcă în primul gol al partidei, după o acțiune foarte frumoasă a lui Hagi. Ia să vedem asistul, are din nou bună pasa lui Hagi. Să ne întoarcem, îl căutăm din nou pe Hagi. Reușește Hagi, poate din al doilea shoot, nu? Van der Sar apără foarte bine acolo. Hagi în careu? Super intervenția lui Van der Sar, Dumnezeule, ce portar! Hagi! Ho-ho, ce minunăție! Gheorghe Hagi, vorbeam la începutul acestui clip despre cât de bun este Hagi la șuturile de la distanță și exact asta reușește în acest prim match. Un șut plasat la colțul lung, o superbitate de gol cu stângul. Superb! Uite ce frumos a luat efect și nicio șansă pentru Van der Sar. Bun atacul! Oh, ce frumos, Ben Yedder! Pentru cei care nu sunt familiarizați cu Ultimate Team, Ben Yedder are unul dintre cele mai tari șuturi din FIFA 20. E un card senzațional. Jucătorul lunii din liga, Wissam Ben Yedder, și se face 2-1. Hagi în careu, la scurt, bară acolo, ce păcat, acțiune superbă a lui Hagi. Trecem cu ușurință de fundașii adverși, în schimb la finalizare, un pic de ghinion. Super pasă, Del Piero,
La lung salvează Rio Ferdinand. Multe ocazii în acest meci. S-a apărat eroic adversarul. Hagi poate acum? Incredibil, Van der Sar din nou. A fost haos acolo. Nu știu ce s-a întâmplat în careu. A fost haos total. Greșeală din partea adversarului și se face 3-1. Minunăție, Gheorghe Hagi! La lung și cred că s-a săturat adversarul. Cred că s-a săturat și o să iasă. Încă un gol superb, plasat foarte, foarte, foarte bine la colțul lung din partea legendei, din partea lui Hagi. Ia să vedem, s-a săturat oare adversarul? Da, s-a săturat și se pare că a ieșit din meci. Gheorghe Hagi cu două goluri. Vreun asist din partea lui? Da, un asist și două goluri. Superbe, superbe golurile sale. Băieți, cam atât pentru astăzi. Lasă și tu un comentariu mai jos și spune-mi care e momentul tău preferat, amintirea ta preferată cu Gheorghe Hagi. Cel mai frumos gol pe care tu crezi că l-a dat Hagi pentru națională sau pentru echipa de club. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!